Excelențele voastre, domnule ministru Dan Perciun, doamna Inguna Dăbraia, manager de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, excelență domnule ambasador Freid Duin, ambasador al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, stimați reprezentanți ai mass media, vă salutăm în numele Ministerului Educației și Cercetării la evenimentul de lansare a proiectului Îmbunătățirea Calității Educației în Republica Moldova. Proiect care va lansa în curând și care are mai mulți donatori, finanțatori internaționali, parteneri pe care îi avem astăzi în sală. Acest eveniment este conceput în a aduce mai multă lumină și claritate referitor la obiectivele și principalele activități pe care le vom realiza în acest proiect și avem onoarea să oferim cuvânt domnului ministru Dan Perciun. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să salut prezența doamnei Inguna Dăbraia, directoarea de țară pentru Banca Mondială, și a domnului ambasador al Olandiei, Duin, care sunt alături de noi în acest proiect foarte important pentru învățământul general. Vorbim despre 60 de milioane de dolari care urmează a fi investiți în sistemul nostru până în anul 2029. Deci este un proiect de circa 6 ani de zile. Din acești bani, 20 de milioane sunt grant, 40 de milioane sunt un credit preferențial oferit de către Banca Mondială. Resursele din grant sunt oferite de câțiva parteneri importanți, în primul rând de către guvernul Olandei prin intermediul facilității concesionale globale, sunt 10 milioane de dolari, 4,5 milioane din partea parteneriatului global pentru educație și încă 5 milioane pentru parteneriatul pentru educația timpurie. Acordul a fost ratificat de către Parlament la 30 iunie 2023, respectiv avem cadrul legal necesar pentru a putea demara implementarea proiectului. Este evident un proiect foarte important pentru noi, pentru că necesitățile de investiții în învățământul general sunt mari. Vorbim de necesități de la dotări până la formarea cadrelor didactice și proiectul își propune câteva activități de bază. Vorbim despre investiții în infrastructură, deci urmează să fie reabilitate 15 școli și 15 grădinițe. 200 de școli vor beneficia de investiții în TIC, deci cu transformarea digitală a acestora. Totodată urmează să fie construite 3 licee clasice noi, probabil în nord, sudul și centrul țării, urmând ca să decidem unde vor fi construite acestea. Doar pentru această activitate sunt bugetate în jur de 15 milioane de dolari. Totodată, implementarea proiectului va susține plenare, elaborarea și implementarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice și educatorilor din grădiniță, iar pachetul standard de sprijin pentru educația timpurie va include și dotarea cu materiale de predare și învățare și de joacă pentru grădinițele din țară, care vor fi utile atât pentru profesori cât și pentru copii. După cum spuneam, proiectul va fi implementat din 2023 până în 2029. Încă o dată, ca să punctăm foarte clar principalele investiții. Deci vorbim de 3 licee clasice, pentru asta urmează să fie alocate 16 milioane de dolari, construcția acestora de la zero, dotări în aceste 3 licee de circa 1,6 milioane de dolari. Pentru reabilitarea celor 15 școli se vor aloca 7,3 milioane, 15 grădinițe în jur de 2 milioane. Pentru dotări cu mobilier, echipamente IT, STEM, alte necesități de predare și învățare pentru elevi, se planifică 2,3 milioane, deci vorbim despre 200 de școli care vor beneficia de acestea. Totodată 120 de școli vor beneficia de granturi în valoare cât 36.000 pentru formări, materiale didactice, preluare de bune practici și experiență în organizarea diverselor evenimente. În proiect vor participa și 200 de grădinițe care vor avea la fel un pachet standard de sprijin care va include atât dotări cât și formări continue pentru cadrele didactice.
În linii generale, acestea sunt obiectivele proiectului. Încă o dată mulțumim partenerilor noștri pentru suportul și deschiderea acordată în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu în școlile din Republica, școlile și grădinițele din Republica Moldova. Domnul ministru, vă mulțumim mult. Dacă este necesar să avem o traducere generalizată pentru oaspeții noștri. Sorry, I will make a wrap-up, a summary of the speech that Mr. Minister delivered. So Mr. Minister said that the agreement has been ratified by the Parliament on the 30th of June this year. Therefore, the legal framework is in place in order to start the implementation of the project. So the project that we are launching today will start very soon. It is a project that will start this year and will end somewhere in 2029. So it is almost 6 years of implementation. The project is worth $60 million, and out of this 60, $20 million is a grant component, and $40 million is the preferential credit offered by the World Bank. And there are also other important partners besides the partners today in this room. There's also the Dutch government that is contributing. There is the Global Concession Facility and the Partnership for Early Childhood Development. So therefore, I would like to highlight, as the Minister said, the main activities of the project. These are basically investments in the infrastructure. They will be covered, if I may say. So there will be three classical high schools or lyceums built from the very beginning. The amount to be spent is about $16 million, and this will be the buildings but also the equipment, furniture accompanied with to that. Then there will be 15 schools that will benefit from equipment and investments, as well as teach training of $7.3 million. 15 kindergartens will also benefit from the project, and the contribution to these kindergartens would be about $2 million. Also, there will be schools equipped with ICT, STEM and other technologies, both equipment as well as furniture necessary, around 200 schools. And 120 schools would benefit from a grant of around 36,000 each, and that would be for ongoing teacher training, for exchanging good practices, for sharing experiences and organizing all sorts of events. Also the kindergarten educators would benefit from ongoing training, and the teachers in the schools as well, from ongoing training, teacher training. Mulțumim mult pentru traducere și acum invităm cu un cuvânt de salut pe managerul de țară pentru Republica Moldova al Băncii Mondiale, doamna Inguna Dobraia. Mulțumesc, thank you. Dear Minister, dear Ambassador, doing colleagues, ladies and gentlemen, I would like to remember that when this project was going through the first reading in the parliament in Moldova, and it was ratified in the first reading, the agreement between the World Bank and the Republic of Moldova for new financing for this education project, somebody pointed out in the news that there was also that the Moldovan team won a mathematics Olympics that happened in Japan, and they got 3 medals. It's a coincidence, but I think to me these two simultaneous events basically showed that the significant value that education brings to the country that values human capital, and it pays off. It pays off absolutely in the longer term development. And I'm sure that nobody in this room would really doubt that investing in human capital and education in particular is one of the most productive investments that could be made for the country's future. Because sometimes we hear that, is this really a productive investment? And you know, and I think in this room probably nobody would doubt that. And I think today we're here to acknowledge significant financial support that development partners are putting together to help Moldova to build its education system that is more resilient, that is provides higher quality learning environment, supports teachers, and brings more technology into the classrooms.
Moldova has made significant efforts in helping its education system to be stronger, better, but there's a lot to catch up. And I think we know that COVID-19 has left a dent into education outcomes, that war next door in Ukraine has brought refugees that are in Moldova that should be brought into the system. Therefore, I think it's very important to make sure that these things, this project helps to address and prepare children for who are in schools, prepare children for better education, but also that they could access better labor markets. Therefore, I would like to really thank and extend my sincere thanks to the Ministry of Education and Research for support throughout when we prepared this project. Congratulations, Minister, for you taking on this role now, implementation, because I usually say that getting the project ratified is just the first step. It's a baby step. But then you need to implement it. And then what the difficult thing is. Therefore, congratulations on taking on a very difficult agenda. And also, as Minister mentioned, it's the combination of financing sources, and I'm really find it as a great opportunity today publicly thank Ambassador Adulin for their contribution. It's a very significant contribution from his country to the sector and helping refugees in Moldova. And I'm glad also to finally say that this is not the first our engagement in Moldovan education sector. We have had long-standing successful collaboration in education sector, and I really look forward to continuing that. Thank you very much. La mai mult și la mai mare, Moldova. Mulțumim și noi pentru aceste cuvinte încurajatoare pentru calitatea sistemului educațional din Republica Moldova. Dacă este cazul să avem un sumar al traducerii? Thank you very much for these encouraging words for the education sector of Moldova. Deci, domnule ministru, domnule ambasador, dragi colegi, doamnelor și domnilor, vreau să vă amintesc că în momentul în care acest proiect a fost revizuit și, de fapt, votat, ratificat în prima lectură de Parlament, e vorba despre acordul cu referire la proiect dintre Banca Mondială și Republica Moldova, în același timp, echipa Republicii Moldova a câștigat 3 medalii la Olimpiada pentru matematică din Japonia. Nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar acest lucru de fapt scoate în evidență care este valoarea cea foarte importantă a educației pentru o țară. Și cu siguranță investițiile în educație au o rată a profitabilității, dacă vorbim în termeni economici, foarte mari. Și eu nu cred că în sala asta cineva pune la îndoială acest fapt. Astăzi eu aș vrea să subliniez importanța acestei cooperări și, de asemenea, contribuția financiară substanțială din partea partenerilor acordate pentru a asigura un sistem a educației țării mai rezilient, cu o calitate mai înaltă, care va susține atât profesorii cât și tehnologiile în clasele pentru elevi. Și Republica Moldova a depus eforturi semnificative în a îmbunătăți sistemul educațional, oricum rămân multe lucruri care trebuie recuperate, e vorba și despre efectele sau amprenta pusă de COVID-19, după aia războiul care a dus mulți refugiați în țară, care sunt la moment în țară și trebuie să fie incluși în sistem. Este foarte important că acest proiect, de fapt, va aduce niște beneficii semnificative atât pentru elevi care vor avea posibilitatea să studieze în școli mai bune, dar și vor fi mai bine pregătiți pentru a face față cerințelor de pe piața forței de muncă. Aș vrea să mulțumesc domnului ministru pentru susținerea în aprobarea acestui proiect, dar aș vrea să vă felicit pentru asumarea unui rol foarte important, cred eu. Etapa cu ratificarea, eu zic că este un prim pas. Cea mai dificilă misiune abia urmează, adică implementarea. De aceea vă felicit cu acest rol, de altfel dificil, dar sper să fie o reușită comună. Și aș vrea să menționez, la fel cum a spus și domnul ministru, mulțumirile noastre pentru susținerea extraordinară venită din partea
Olandei. Este într-adevăr o susținere generoasă și va ajuta foarte mult sectorul educației, dar și refugiații care la moment se află în Republica Moldova. Vreau să zic că nu este prima intervenție, prima cooperare a Băncii Mondiale în Republica Moldova. Noi suntem deja implicați de mai mult timp într-o cooperare de succes și eu aștept cu nerăbdare să continuăm pe aceeași cale. Mulțumim mult! Și în continuare ideii despre contribuția foarte importantă a facilității globale concesionale care vine din Olanda. Avem mare plăcere să oferim cuvânt domnului ambasador Freek de Jong. It's working. Good morning, dear Mr. Minister Pertun, dear colleague, dear Injuna. It's a real pleasure to be here today to mark this moment where Moldova is investing in education, even more in education. A lot is changing, a lot will change for us as the Kingdom of the Netherlands. Since the Russian aggression against Ukraine, a lot has changed. We have opened an embassy here to support Moldova. Moldova is suffering, perhaps amongst the countries in the region most after Ukraine from the war, having very courageously taken aboard many refugees in a time when on the political agenda, reform, political reform, judicial reform, and many other modernizations are on agenda. So it's a real pleasure to be here to congratulate the Minister and Moldova to invest in these enduring times in education. I couldn't think of anything more important than investing in youth in the future. We as an embassy have our own little programs where we work together with young Moldovans here to develop them professionally, but higher education, primary education are incredibly important. So to see this happening with the help of the World Bank, the continued help of the World Bank, and to actually as the Netherlands be able to provide a stone towards this new house, so to say, is a real pleasure. So thank you for marking this together. I wish you well in this project. Mr. Minister, you were very detailed in your ambitions, so I congratulate you with that, and I look forward to seeing it being implemented over the coming years. So thank you very much, and all the best. Mulțumim mult, domnule ambasador, pe traducere sumară. Thank you, Mr. Ambassador. So, Mr. Minister, domnule ministru, doamnă colegă Injuna, este o plăcere pentru mine să fiu alături dumneavoastră pentru a marca, de fapt, acest eveniment foarte important care înseamnă investiții în educație și mai multe investiții în educație. Multe lucruri se schimbă deja, încă multe urmează să se schimbe. Noi, regatul Olandei, suntem alături de Republica Moldova și având în vedere agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, din acel moment noi am decis să deschidem o ambasadă aici în Republica Moldova pentru a fi alături de autoritățile țării care, după Ucraina, cred că este următoarea țară care are de suferit cel mai mult din regiune, din cauza războiului. Și noi, de fapt, am vrut să menționăm faptul că Republica Moldova și-a asumat curajos rolul de a găzdui foarte mulți refugiați, având în vedere toată agenda sa de reforme politice, judiciare, dar și altele. Și aș vrea să felicit atât ministerul, domnul ministru, dar și Republica Moldova pentru investițiile făcute în aceste vremuri. Eu nu cred că există investiții mai importante decât investițiile în tineri și în viitor. Olanda, de fapt, implementează programe de susținere a tinerilor în Republica Moldova prin intermediul dezvoltării profesionale, atât cei care fac studii superioare, dar și cei din învățământul primar să poată să beneficieze pe deplin de toate oportunitățile. Și bineînțeles că toate acestea vor fi implementate cu susținerea continuă oferită de Banca Mondială,
Iar Olanda se bucură că a putut să contribuie cu o cărămidă la zidirea acestei, dacă putem numi, casă. Este o plăcere pentru mine să fiu aici ca să marcăm împreună acest eveniment și domnul ministru, de fapt, a dat foarte multe detalii cu referire la proiectul care urmează să fie implementat într-un ceas bun să fie. Mulțumim și dacă au rămas careva detalii de interes pentru dumneavoastră și aveți careva întrebări exact la subiectul pe care îl discutăm astăzi, reprezentanții presii. Bună ziua, Sergiu Gurdeș, TV8. Domnule ministru, spuneți-ne, vă rog, când vor începe propriu-zis aceste lucrări de modernizare, de reparație și inclusiv de construcție celor trei licee? Da, urmează să detaliem exact care este planul de lucru. Cred că în decurs de o lună, o lună jumătate, vom avea o echipă angajată care să coordoneze acest proiect, pentru că este un volum enorm și o să avem o echipă care să ne ajute în această ambiție. Probabil începând cu anul viitor, deja vom putea discuta despre anumite formări, planifica proiectarea pentru acele licee, proiectarea pentru acele 15 școli care urmează a fi renovate. Deci o să dureze, cred că, o jumătate de an până vom începe nemijlocit procedurile de achiziții pentru lucrări. Dar vreau să întreb, de ce s-a decis construcția trei licee de la zero? Cum vor fi alese zonele, localitățile? Și de ce anume să fie construite de la zero? Nu se putea de renovat, pentru că știm că sunt unele instituții care nu sunt frecventate de elevi în prezent. Deci noi o să renovăm câteva, în același timp propunerea este să avem instituții mari, cu un număr mare de elevi la liceu, depășând 1000, ceea ce o să ne permită să oferim și studii mai flexibile, oportunitatea pentru elevi de a-și alege disciplinele, de exemplu, o infrastructură nouă, aspirațională, mai motivantă, cu anumite spații care se corespund rigorilor secolului 21. Unde urmează ele a fi construite, rămâne să decidem. Probabil va fi câte un liceu în zona nord-sud-centru. Locația exactă vom stabili inclusiv în funcție de numărul de copii din acea regiune și eventual terenul care ar fi disponibil, deschiderea autorităților publice locale și așa mai departe. Deci aici mai există încă un proces de selecție care trebuie să aibă loc și de definitivare. La această etapă cunoaștem că ne dorim instituții sub forma unor licee clasice, cu un număr mare de elevi, bine dotate, moderne, cu toată infrastructura prezentă, locația urmând să o stabilim în urma unui studiu și analize mai detaliate. Se poate doar. Just in brief, the question from the reporter from TV8 was, where the works for the renovation, the construction of the three schools that you have mentioned will begin. So there is still a working plan, and in one and a half months we will have the team that will implement the project, because the project has a lot of a big volume of activities and works, and therefore we will need the support of a team, and therefore next year we'll start with the trainings of the teachers and educators, and also we'll start with the architectural designs of the schools to be renovated and be built, those 15 schools that will be renovated, and then probably in around 6 months after that we will be able to start the procurement proceedings. And then the question, also follow-up question, was why did you decide to build those three new schools? Couldn't other schools, existing ones that are no longer attended by students, be renovated? And the answer was that we are aiming at having large schools that will have over 1,000 students or pupils, so that they would be more flexible, the pupils would be able to choose the subjects that they want to go, and the infrastructure would be more appropriate and be in line with the standards of this 21st century. And the places, most probably these three new schools would be in the north, center, and the south of the country, but yet it is yet to be decided where exactly they would be, and it will depend on the number of the children that would be attending those schools, and the availability of the space, and the openness of the local public administration. And
We still have to go through a selection process. It's not yet decided, but again, we want these three new schools to be classical lyceums with a high number of pupils, with the infrastructure and very well equipped. Dacă mai sunt careva întrebări? Viorel Ialesnic, primul Moldova. Domnule ministru, în contextul crizei de profesori, de câți profesori ducem lipsă la moment și care ar fi motivele? Noi, ziceam și anterior, la moment lipsesc circa 2000 de cadre didactice în sistemul nostru de învățământ general. Motivele sunt lipsa de atractivitate la această etapă a profesiei pentru tineri. Ne dorim să reușim să atragem mai mulți tineri în sistemul nostru educațional. Obiectivul pentru anul viitor este să dublăm această cifră. Pentru acest lucru vom modifica mai multe aspecte, de la bursele la pedagogie până la stimulentele financiare pentru cei care aleg totuși să vină în sistem. Totodată, cred că este foarte important să ridicăm prestigiul profesiei, să facem mai multe pentru a promova pedagogia ca o opțiune de carieră pentru cei mai buni studenți și elevi din această țară. Ce fel de specialiști anume lipsesc și în ce localități se simte mai mult această criză? Bineînțeles că deficitul mai mare este în mediul rural. Aici atractivitatea pentru tineri acestor poziții este redusă, deși Ministerul în ultimul an a majorat indemnizațiile de la 120.000 de lei la 200.000 de lei pentru cei care alerg să meargă în școală după absolvire. Totodată, ceea ce ține de specialitățile reale se confruntă cu un deficit majorat. Vorbim despre fizică, matematică, informatică. Ne puteți spune, vă rog, ce face anume Ministerul pentru a atrage oamenii în acest domeniu? Câteva lucruri care deja se întâmplă și care urmează să se întâmple în anul viitor. Deci, în primul rând, a fost majorată indemnizația pentru tinerii absolvenți de la 120.000 la 200.000 de lei. În același timp, pentru a majora prestigiul profesiei, vom introduce o medie de admitere de 7 la pedagogie. Vom majora bursele pentru studenții la pedagogie la nivelul unui salariu minim pe economie, ca să ne asigurăm că cei mai buni absolvenți de liceu merg să devină viitori profesori. Totodată se investește în infrastructura universităților pedagogice, fie că vorbim de căminele de la Creangă sau USM, un alt proiect al Băncii Mondiale destinat învățământului superior sunt investiții semnificative și direcționate țintit anume în pedagogie, se renovează colegiile pedagogice și pentru anul viitor ne gândim la un supliment adițional pentru absolvenți, în așa fel încât cei care aleg să meargă în școală se beneficiază și de alte beneficii decât cele deja existente, probabil însă în baza unor condiționalități, deci în măsura în care un absolvent va demonstra, de exemplu, cunoașterea unei limbi străine sau anumite competențe digitale, ar urma să existe și un pachet adițional de beneficii. Totodată, legat de deficitul de cadre didactice, trebuie să menționez că tinerii sunt o importantă soluție, atragerea lor, dar este important să-i susținem și pe cei care sunt deja în sistem. Unul dintre instrumente îl reprezintă recalificările, posibilitatea cadrelor didactice de a preda la mai multe discipline. Acum, când s-a redus numărul de elevi în multe dintre instituții, numărul de ore este insuficient pentru unii profesori ca să aibă o normă didactică deplină și respectiv un salariu deplin. Și atunci o potențială soluție este recalificarea. Predă o jumătate de normă biologie, jumătate de normă chimie, dar pentru asta este nevoie să treacă anumite formări suplimentare ca să nu aibă de suferit calitatea. Anul acesta ne propunem să acoperim costurile de recalificare pentru aproximativ 1000 de cadre didactice. Suntem deja în discuții cu Universitatea Creangă pentru a face acest lucru și a facilita această procedură pentru cadrele didactice care sunt deja în sistem. Totodată vom investi, cum a mai făcut-o Ministerul și anterior, în formări continue gratuite pentru cadrele didactice, în așa fel încât cei care astăzi nu au un grad didactic, și sunt circa 30% din profesori care nu au un grad didactic, să poată să treacă formările necesare, să acumuleze creditele necesare și să poată să ia aceste grade didactice, care vor contribui atât la calitatea procesului de predare, cât și le vor oferi posibilitatea unor salarii mai mari. Dacă ne puteți, vă rog, spune câți profesori acum avem, câți sunt aproape de pensie și după pensie?
În învățământul general avem, cred că, în jur de 30.000 de cadre didactice. Din aceștia, proporția pensionarilor este în jur de 25% și numărul acesta va crește în următorii ani. Din acest motiv este atât de important să dublăm numărul de cadre didactice noi care aleg să meargă în școală, pentru ca să nu ne trezim la un moment dat cu un deficit în continuă creștere. Ce salariu are acum un profesor de la sat și cel de la oraș? Există o diferențiere oarecare? Salarizarea este comparabilă. Grila noastră de salarizare astăzi nu face diferența între un pedagog care lucrează în Chișinău sau care lucrează într-o localitate rurală. Ceea ce poate face diferența este un grad didactic mai mare. Cine are un grad didactic mai mare are și un salariu mai mare sau numărul de ore care este disponibil. Nu întotdeauna într-o localitate rurală un profesor de informatică are suficiente ore ca să poată să aibă și un salariu de plin. Dar în grădinițe, care este situația personalului? Și acolo, într-adevăr, ne confruntăm cu un deficit, în special în Chișinău. Noi am fost săptămâna trecută. În grădiniță ne-am întâlnit și cu directorii din instituții și cu cadrele din grădiniță. Și acolo există un deficit suficient în situații când se lucrează pe normă jumătate pentru a putea acoperi. Una dintre soluții, dincolo de aspectele salariale, care sunt importante, este de a oferi posibilitatea învățământului dual și la studiile la pedagogie. Asta ar însemna ca studenții de anul 2, de anul 3 să aibă posibilitatea să și învețe, dar să și activeze o parte din săptămână în școală. Asta va, pe de o parte, va ajuta pe dimensiunea deficitului, pe de altă parte le va oferi experiența practică necesară în procesul de studii, ca să complementeze pregătirea teoretică pe care o au la universitate. Mersi. Dacă putem să avem traducerea cât de sumară, vă mulțumim pentru întrebări. So the number of teachers, how many teachers are we missing today? It's around 2,000, and because there is very low attractiveness for the young people after graduating from teacher training to go and work in schools. This is why we pay a lot of attention to attracting new teachers, and we have made some changes. So first of all, this is about the raise of the allowance, one-time allowance, which the fresh graduates from teacher training courses or university receive when they start teaching in schools. So it was raised from 120,000 Moldovan lei to 200,000 Moldovan lei. Also, we want to improve the prestige of the profession. This is why we would accept only those students that have their average grade is not less than 7. That would be the lowest one to accept them. Also, the scholarships would be raised so that they would fit the minimum salary per economy. Also, we are working on improving the infrastructure in the university dormitories. This is the teacher training university and the State University of Moldova. Also, we would offer additional incentives for those students or graduates who would want to go and work in school but also have some additional skills. This, of course, this would be conditioned, such as mastering a foreign language or having digital skills. And of course, we are short of teachers, and this could be covered partially by those who would be coming new to the profession, but also we need to support the existing teacher, and this is why we're thinking as a solution, we're thinking about the retraining of the existing teachers, because there's no difference between the salary which the urban or rural teacher earns. The difference is due to the number of classes that they teach in a subject. This is why we thought that one good change, positive change, would be to have one teacher teach two subjects, for instance, combined biology and chemistry, if there's not enough hours or classes for the teacher for one subject only. And for that, this would improve the quality. Of course, we need to bear in mind the quality of the teaching. This is why we want to make sure that they are properly trained, and these trainings are offered free of charge. We have budgeted costs for retraining about 1,000 teachers so that they could teach two subjects. And
Also, 30% of the teachers have a teaching degree, which also adds up to the salary. And the question was about how many teachers there are currently and how many of them are at their retirement age. So in total, there are around 30,000 teachers, and about 25% of them are pensioners. And this number would, you know, continue growing. This is why it is very important to bring in new teachers. And in the kindergarten, there are also there is also the issue of shortage of educators. And there was a recent meeting with the managers of kindergartens and the teachers or educators here in Chisinau. And many of them work extra hours to be able to cover the necessary amount of time. But beyond that, we would like to, beyond all the measures that the minister has mentioned, another thing is to implement dual education in the teacher training area as well, so that students doing their teacher training at the Kranga University would be also, so besides the theory that they learn there, they would be also able to spend some time of the week doing some practical activities at the same time, covering for the shortage of the educators and or teachers, but also gaining practical experience. Mulțumim mult. Dacă sunteți. Domnule ministru, astăzi sunt publicate rezultatele finale la turul 1 admiterea la universități. Vrem să știm dacă sunt anumite date, pentru că din ceea ce am discutat cu reprezentanții universităților, în turul întâi au depus mai multe cereri, sunt depuse decât în ceilalți ani, ceea ce este un lucru bun. Dacă sunt anumite cifre, cu cât a crescut? Încă nu am văzut cifrele pentru admiterea la universități, cum o să le definitivăm și o să le primim și noi integral la minister, o să le publicăm și o să oferim și anumite comentarii. Dar tendința asta care se observă, cel puțin din ce am discutat cu reprezentanții, este o creștere de 10-15%? Este îmbucurătoare această creștere. Unul dintre obiectivele noastre în continuare o să fie creșterea atractivității sistemului nostru de învățământ superior pentru absolvenții noștri de liceu. Trebuie să vedem care specialități au dovedit a fi mai populare, trebuie să remarcăm că anul acesta s-a făcut admitere la câteva licențe noi care s-au bucurat de popularitate, vorbim despre game design, animație, toate acele licențe care fac parte din așa numitele profesii ale viitorului, și ne bucură să vedem că aceste licențe noi au popularitate, înseamnă că este direcția corectă în care trebuie să mergem și să oferim un spectru mai larg și atractiv de oportunități pentru absolvenții de liceu. Și totuși, ce se poate de făcut? Am văzut, sunt unele specialități unde se bat, se luptă 20, 30, chiar și 40 pe un loc, și sunt unele unde abia dacă vin 2-3 studenți și universitățile încearcă cumva să depună eforturi să atragă și nu se primește. Noi dispunem de câteva instrumente, de la bursă până la condiții de studiu, dar bineînțeles că atractivitatea unei specialități depinde foarte mult și de oferta pe piața muncii. În condițiile când avem mulți studenți care vor să meargă la stomatologie, chiar dacă este o specialitate scumpă raportată la altele din Republica Moldova, asta este consecința atractivității salariului unui viitor stomatolog. Respectiv, aici lucrurile sunt profund conectate și depinde și de oportunitățile ulterioare pe care le au studenții la absolvire. Sunt câteva domenii cheie unde statul intervine, fie când ne referim la profesori, medici, în mod special unde sunt acele indemnizații la absolvire care sunt menite să crească atractivitatea profesiei. Dar trebuie să avem aici, cred că, și o mai bună colaborare cu Ministerul Economiei și în același timp să înțelegem că și trendurile pe piața muncii determină atractivitatea unei specialități sau alte. Mulțumim! The question was about the results of the first round of admissions to the university. So the minister said that he didn't have any figures yet. As soon as the ministry would receive the figures, they would be officially published. But however, this year there was a higher number of applications than last year by 10 or 15%, which is a good thing and it makes us very happy. However, we need to bear in mind that there are some
specialties that are more attractive than others, and that's very natural and more popular. And for instance, this year we have introduced new degrees, university degrees such as game design and animation, which are considered the professions of the future. Of course, they are more attractive, and we're happy to see that there are applications for this profession, for these degrees as well, which means that we are walking towards the right path. And there are actually some of the degrees that are very high demand, and others where there are two or three students, and universities actually struggle to attract more students. And actually the minister said that there are instruments such as scholarships, better infrastructure, again allowances when they graduate in key areas where the state intervenes, such as teacher training, doctor training, but also there are things which are actually prompted by the labor market, such as dentistry. In spite of being the most expensive tuition fee, having the most expensive tuition fee, still there are many students going there because this pays off and it is more attractive after they graduate. Therefore, it really, we need to bear in mind the balance between the opportunities after graduation. And of course, we need to have better cooperation with the Minister of Economy to also take into account the demands of the labor market. Just to add, Minister, as I hear you answer questions from the media, I pick up and I'd like to comment on the incredible wide range of challenges that you are faced with. And I just want to add how incredibly important and special it is that in the context of all these challenges, Moldova is welcoming so many refugees also to its education system. So another real important compliment, I think, to your work. Thank you. Eu doar am vrut să adaug că este incredibil ceea ce faceți pentru domeniul învățământului, educației, și cu câte sau cu ce gamă foarte variată, vastă de provocări vă confruntați, și în pofida acestor provocări am vrut să adaug că Republica Moldova oricum a deschis brațele refugiaților și ea inclus în sistemul său de educație. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Stimați parteneri, pe această notă pozitivă finalizăm evenimentul de astăzi. Vă mulțumim tuturor pentru participare, oaspeților, partenerilor noștri și reprezentanților mass media. Vă invităm pentru o fotografie. So everyone is invited for a photo, for a group photo. However, thank you very much for this event.